Peste 150 de persoane a participat vineri seara la cea de-a doua ediție a balului primăverii de la Cehul Silvaniei. Evenimentul a fost organizat de Asociația Plaiuri Codrănești din Cehul Silvaniei cu sprijinul mai multor sponsori locali. În deschiderea balului, reprezentanții Asociației Plaiuri Codrănești au mulțumit sponsorilor pentru sprijinul acordat, adăugând că este greu, mai ales în aceste vremuri, care nu sunt dintre cele mai favorabile din punct de vedere economic, să organizeze activități care nu aduc profit, dar din fericire pentru noi se mai găsesc totuși oameni care au înțeles cât este de important pentru comunitatea acestui oraș să întrețină din punct de vedere material și acest aspect. Evenimentul a continuat cu un spectacol oferit de Orchestra de Muzică Populară condusă de Dan Daniel, director la Școala Populară de Artă din Baia Mare și unul dintre cei mai renumiți violoniști din zonă. În fața publicului au evoluat de asemenea și tinere talente din Cehul Silvaniei, dar și renumiți artiști de muzică populară precum Ileana Domuța Masta, Nicolae Tontia și Radu Ciordaș. Surprizele pregătite de organizator nu s-au oprit însă aici. Pe parcursul serii, invitații la bal având parte și de o paradă a modei, dar și de o tombolă cu o mulțime de premii. Din meniul pregătit de către organizatori, nu a lipsit însă nici focul de artificii, asezonat cu o cupă de șampanie. Și pentru că balul a coincis anul acesta cu Ziua Internațională a Femeii, domnii din asociație au oferit câte o floare tuturor doamnelor care au spus prezent la bal, iar formația condusă de Dan Daniel i-a cântat doamnelor și domnișoarelor la mulți ani. La finalul balului, membrii Asociației Plaiuri Codrănești din Cehul Silvaniei au spus că vor continua să organizeze acest bal la fiecare început de primăvară, mai ales că prin activitățile desfășurate de asociație se dorește promovarea tradițiilor și implicarea din ce în ce mai mult a tinere generații în diverse activități.